S-a dat startul ședințelor de repartizare a posturilor în învățământul mehedințean. Cadrele didactice s-au îmbulzit în căutarea unui nou loc de muncă sau pentru obținerea continuității în învățământ. Cadrele didactice s-au adunat astăzi în număr mare la Colegiul Național Traian în speranța că își vor găsi un post în învățământ. Începând cu ora 10, astăzi desfășoară ședințele de repartizare prin detașarea interesul învățământului. Pe posturile rămase neocupate, detașări ce se referă la profesori care sunt încadrați în sistemul de învățământ și solicită un post în interesul învățământului, detașare prin schimb de posturi, la înțelegere. Există multe solicitări în acest sens? Există multe solicitări în acest sens, dar în perioada după concursul național de titularizare sunt prevăzute pe calendar zile întregi de ședințe, de repartizare a candidaților care au obținut peste 7, care au obținut note între 5 și 7, detașări, continuități la detașare, avem ședință și azi, avem ședință și pe 26, până la sfârșitul anului școlar, cum ar veni, tot ne întâlnim cu astfel de ședință. La finele ședinței, multe dintre cadrele didactice au ieșit mulțumite de rezultatele obținute. Unii dintre profesori au găsit un post în învățământ pe perioadă determinată, iar alții și-au completat catedrele incomplete. În mai multe zone, Pătule, Grozești, Strehaia, mai ce predați? Religie ortodoxă. Ați fi dorit să găsiți un post care să aibă toate orele într-un anumit loc? Da, sigur că da. De câți ani lucrați în învățământ? Păi nu, acum este primul an. Sunteți mulțumită de postul pe care l-ați obținut? Sunt foarte mulțumită de postul pe care l-am obținut. Este conform cu nota pe care am obținut eu la titularizare și sunt foarte mulțumită. Ce notă ați obținut și unde mergeți acum? 7.80 și o să merg aici, la Liceul Traian și la Decebal. Ce predați? Educație muzicală. Muzică. De cât timp? Sunt novice, este al doilea an, dar ceea ce fac, fac cu plăcere, muzică fac de când mă știu. Chiar dacă mulți dintre profesori au plecat mulțumiți de la ședința de repartizare, anul acesta învățământul mehedințean a înregistrat o premieră negativă. Nu a fost scos la concurs niciun post titularizabil la nicio materie, posturile împărțite fiind doar de suplinire.